România se pregătește pentru război cibernetic la scară mare. La Constanța a început astăzi primul exercițiu de apărare a portului Constanța în cazul unui masiv atac informatic. Cum a decurs acesta, vedeți în câteva momente. Aproape un sfert din plajele de pe litoral ar putea rămâne neamenajate în această vară. Hotelierii se plâng că licitațiile pentru închirierea suprafețelor nu au fost încă organizate. Mai multe detalii imediat. Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța redefinește standardele în chirurgia ortopedică. Unitatea medicală folosește cel mai avansat robot din lume. Îl vedeți în jurnal. Aproape un sfert din plajele de pe litoral ar putea rămâne neamenajate în această vară. Hotelierii se plâng că licitațiile pentru închirierea suprafețelor nu au fost încă organizate și nu mai au destul timp pentru a le pregăti pentru turiști, asta în condițiile în care au nevoie de multe acte și autorizații pentru construirea de beach baruri și toalete. Hotelierii și agenții economici din stațiunile de la mare se tem că nu vor putea amplasa la timp nici șezlonguri sau umbrele, iar peisajul dezolant i-ar putea trimite pe turiști spre alte destinații din străinătate. Ministrul Mediului a fost pe litoral să vadă plajele nou create și a promis că o să facă tot ce se poate. Mie mi se pare în regulă, nu m-aș plânge dacă aș fi turist. Este un nisip foarte fin, are minim 60% nisip provenit din scoici. Prima oprire a ministrului Mircea Fechet a fost la Eforie Sud, acolo unde nisiparea abia s-a terminat. Discutăm de o plajă care în anii trecuți nici măcar nu a existat. Iar astăzi putem spune că aproximativ 23 de hectare de plajă vor fi date în folosință. S-au construit 7 diguri, în total s-au folosit 1,4 milioane de tone de piatră și 3 milioane de metri cub de nisip. Plajele noi ar trebui să fie motiv de bucurie atât pentru turiști cât și pentru operatori, însă de fiecare dată noile suprafețe de nisip le-au dat dureri de cap afaceriștilor de pe litoral, n-au putut face bani cu ele pentru că sunt construite cu bani europeni, iar acum nu au fost închiriate nimănui pentru că ministerul n-a organizat nicio licitație. Unele contracte au expirat deja, altele au fost întocmite numai pentru 2 ani și pe tot litoralul este haos. Plajele ar trebui să liciteze pe cel puțin 10 ani, în așa fel încât orice agent economic să poată să-și facă investițiile majore și în același timp să și amortizeze, ca în final să avem și noi un profit. Am cerut ministrului imediat, în imediată urgență, demararea acestor licitații. 70 de suprafețe de plajă au rămas fără contract în vigoare la finalul sezonului trecut. Nu dorim să ajungem la aceeași situație critică de anul trecut. Faptul că plajele sunt gestionate de Ministerul Mediului este unul dintre impedimente atunci când se dorește dezvoltarea turismului pe litoralul românesc, pentru că interesele de la mediu sunt diferite de cele ale turismului. Este nevoie să schimbăm puțin optica. În trecut, cel puțin, atât Ministerul Mediului, cât și Administrația Națională a Apelor Române, Administrația Bazinală Dobrogea Litoral, era mai curând interesat de cum să obținem cât mai mulți bani din contractele de închiriere. Operatorii de plaje și hotelierii spun că au trimis semnale de alarmă către Ministerul Mediului încă de acum câteva luni, însă nici până în prezent nu au fost anunțați despre o dată clară a organizării licitațiilor pentru atribuirea sectoarelor de plajă. România se pregătește pentru război cibernetic la scară mare. La Constanța a început azi primul exercițiu de apărare a portului Constanța în cazul unui masiv atac informatic. Zeci de experți în securitatea sistemelor IT simulează un răspuns imediat în cazul blocării infrastructurii critice a portului și a rezolvării unei crize de acest fel. România cooperează cu experți în securitate informatică din mai multe țări NATO, iar 40 dintre ei evaluează acum cât de vulnerabil este portul din Constanța. Traficul naval este cel mai sensibil punct în care poate fi atacat un port maritim comercial. Călcâiul lui Ahile, când vine vorba despre dirijarea navelor, este sistemul de curent electric ce ține în funcțiune toate computerele din turnul port control. Fără sistem de dirijare a navelor, portul intră în haos. Acesta e primul scenariu pe care se concentrează echipele de răspuns. Este un exercițiu care presupune oprirea energiei ca urmare a unui atac cibernetic. Lipsa de energie poate afecta întreaga funcționalitate a portului. Ajunge chiar să fie blocat din foarte multe puncte de vedere. Un atac cibernetic executat de un grup de hackeri
poate să conducă la o criză extraordinară. Pot viza infrastructura informatică a portului, infrastructura energetică a portului, sistemul de navigație prin bruiaj. Problemele de securitate cibernetică devin o adevărată luptă pentru companii, mai ales că aproape fiecare organizație din lume devine la un moment dat victima unui atac cibernetic. Cele mai frecvente tipuri de atac cibernetic includ acces neautorizat la activele infrastructurii sau la datele acesteia, perturbarea sau oprirea serviciilor prin scoaterea din uz a site-urilor web sau rețelelor și infecțiile malware, adică virus sau alte programe dăunătoare. Ar fi ușor să spunem că pericolele vin doar din Est. Cred că în cyber pericolele vin de peste tot, pentru că nu sunt doar actori statali care joacă pe acest câmp, ci sunt și o mulțime de criminali care folosesc pentru că se fac bani ușor în cyber. Echipele de specialiști în război cibernetic evaluează timp de două zile toate punctele slabe ale portului Constanța aflat geopolitic în apropierea unei zone de război. You have customs, you have logistics providers, you have shipping providers. Ai vamă, ai furnizori de logistică, ai companii de transport, sunt și sisteme de control al traficului naval. De câte ori echipele de securitate cibernetică de tip CERT, SIRT se străduiesc să repună serviciile în funcțiune, de multe ori se mai șterg și urmele, pentru că, evident, am avut un caz în care până să ajungem noi acolo deja reformataseră serverul. Din perspectivă tehnică, scopul exercițiului este de a menține în funcțiune diferitele sisteme aflate sub presiune. Din punct de vedere strategic, exercițiul urmărește capacitatea de cooperare între echipele de răspuns la incidentele de securitate cibernetică, autoritățile naționale, locale și mediul de afaceri din industria maritimă. Ministrul Mediului Mircea Fechet a explicat astăzi la Eforie de ce a decis să taie la jumătate ecobonusul oferit de stat pentru cumpărarea unei mașini electrice prin programul Rabla Plus. Valoarea ecotichetului a fost înjumătățită de la 10.000 de euro în 2023 la 5.000 de euro anul acesta. O subvenție mai mică presupune că vom putea finanța mai multe mașini cu același buget, spune Mircea Fechet. Cred că va trebui să vedem câte mașini vom finanța, pentru că o subvenție mai mică înseamnă că vom putea cu același buget să finanțăm mai multe mașini. Eu cred că 5.000 de euro nu sunt bani puțini. Pentru o mașină electrică care astăzi costă și 25.000 de euro, poate și chiar mai jos poate fi cumpărată de acest preț, eu cred că 5.000 de euro pe care statul român ți-i pune la dispoziție sunt bineveniți. Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța redefinește standardele în chirurgia ortopedică. Unitatea medicală folosește cel mai avansat robot din lume, sistemul de genunchi ROSA, un asistent chirurgical robotizat de ultima generație, marchează o nouă eră în intervențiile chirurgicale, oferind precizie maximă, recuperare rapidă postoperatorie și un risc minim de complicații. Robotul se distinge prin capacitatea sa de a elabora planuri chirurgicale personalizate, adaptate la anatomia unică a fiecărui pacient. Această tehnologie permite medicilor să depășească limitele chirurgiei convenționale, minimizând cicatricile și îmbunătățind rezultatele pentru pacienți. Echipa de la Spitalul Județean a realizat deja cu succes o serie de intervenții folosind sistemul ROSA, demonstrând eficacitatea și avantajele acestei tehnologii revoluționare. Robotul ROSA este destinat exclusiv intervențiilor de protezare a genunchiului, iar tratamentele chirurgicale, precum și protezele implantate, sunt oferite gratuit pacienților, fiind decontate de Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Programului Național de Ortopedie. S-a deschis etapa de vot pentru alegerea logo-ului și sloganului stațiunii Mamaia. Publicul este invitat să participe activ la acest proces de selecție prin vot exprimat pe site-ul concursului concurslogomamaia.ro până pe 4 martie. Vă reamintim, stațiunea Mamaia se află în plin proces de rebranding, iar pasionații de design au avut ocazia de a contribui la acest capitol important. 11 dintre propunerile lor au fost deja alese de un juriu pentru a fi votate de public. După această etapă, lucrările selectate vor fi supuse unei noi runde de evaluare axată pe exprimarea brandului, impactului vizual și adaptabilitatea designului. Ulterior, cele trei propuneri finaliste vor fi rafinate pe baza recomandărilor juriului, pregătindu-se astfel pentru decizia finală. Am ajuns în etapa în care avem 11 poziții din concursul
logo și slogan pentru Mamaia. De aceea dorim să vă invităm să intrați pe site-ul concurslogomamaia.ro spre a vota și a alege varianta preferată. Concursul început în decembrie 2023 face parte dintr-o campanie ambițioasă de redefinire a experienței turistice în Mamaia și se înscrie în efortul OMD Mamaia de a explora și valorifica la maximum potențialul stațiunii. Sufocată de haosul tirurilor cu cereale care formează cozi uriașe în portul Constanța, administrația caută soluții de urgență ca să elibereze presiunea uriașă pe infrastructura de încărcare-descărcare. Conducerea portului a deschis astăzi un nou drum și o parcare pentru 80 de camioane în zona în care ajung tirurile cu cereale. Sute de tiruri încărcate cu cereale formează cozi uriașe pe autostrada Soarelui în drumul lor spre cheiurile de încărcare. În mod normal, asemenea aglomerație este doar vara, însă de când Ucraina e în război, mărfurile lor vin în tot timpul anului către Constanța. Tirurile sunt dirijate către porțile dinspre Agigea 7 și 9, care sunt cele mai aglomerate. E lesne de înțeles de ce administrația din port a ales tocmai această zonă ca să investească bani europeni într-un nou drum și o parcare nouă. Drumul va deservi complet zona cheiului fluvio-maritim. Drumul va începe cu o parcare care va putea acomoda, deservi până la 80 de camioane dotată cu grupuri sanitare și dușuri. Practic va merge de-a lungul cheiului fluvio-maritim. În port, traficul de mărfuri a crescut constant de la an la an. Totul a culminat anul trecut când operatorii portuare au manipulat 92 de milioane de tone de marfă. Noua șosea de acces pentru tiruri este speranța la un trafic mai fluent. Este o alternativă la descongestionare. Punctual rezolvă și această problemă în acest moment, făcând parte dintr-o soluție imediată, implementată, dată în folosință, începând cu astăzi. Nu șoseaua e de vină, că na, dacă mergem și pe astea care sunt, da, să ne cheme la descărcat. Am o oră jumătate, nu m-am mișcat deloc. Deloc. Cozi de zeci de tiruri se formează sistematic la intrarea în portul Constanța, mai ales la porțile dedicate transportatorilor de cereale. Mașinile staționează pe banda de urgență autostrăzii A4 în zona Agigea, dar cozile continuă și în incinta portului. E dezastru, dezastru. Cozi imense. Aseară s-a blocat la Agigea vreo 3-4-5 ore, s-a stat la coadă să poată să intre în port. Asta e lipsa infrastructurii. Întotdeauna este nevoie de continuarea investițiilor pentru ca portul Constanța să devină un concurent redutabil pe piața mondială. Din acest an, transportatorii au și o aplicație informatică de rezervare a spațiilor de încărcare-descărcare numită Ticket Management System. Atenție, se oprește apa în mai multe cartiere din Constanța. Raja va închide robinetele joi între orele 8:30-21 în perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Igheduca, Avramiancu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian, Sulmona, Bulevardul Tomis, Călăraș, cu punctele termice aferente. Nu vor avea apă nici constanțenii care locuiesc pe tronsonul cuprins de străzile Lahovari, Artileriei, Mihai Viteazu, Topraisari, Igheduca, Castanilor și punctele termice din zonă și nici cei care locuiesc în zona încadrată de străzile Bulevardul Tomis, Pictor Nicolae Grigorescu, Ilana Cosânzeana, Miorița, Primăverii, Mircea cel Bătrân, Ion Rațiu. În același timp vor avea apă cu presiune redusă consumatorii din peninsulă, Piața Ovidiu și cei de pe strada Mircea cel Bătrân, tronsonul delimitat de strada Decebal și Piața Ovidiu. Compania de apă anunță că a fost nevoită să sisteze furnizarea pentru o serie de lucrări de sectorizare și montare a unor debitmetre la nivelul rețelelor stradale. Săptămână plină de magie și aventură la Teatrul pentru Copii și Tinere din Constanța. Cei mici au fost invitați să descopere astăzi lumea minunată a lui Pinocchio într-o adaptare modernă după Carlo Collodi, sub îndrumarea regizorului Ciprian Huțanu. Ziua de joi aduce pe scenă un alt univers cu premiera piesei Prințesa care sfărăia, o poveste originală de Mihai Ignat, ce explorează teme precum curajul și acceptarea de sine. Regia artistică poartă semnătura lui Traian Șoimu, iar scenografia este creată de Oana Drăghici. Săptămâna se încheie cu două spectacole deosebite. Vineri, 23 februarie, adolescenții sunt invitați la Prețul Demnității. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți!
adaptare după Ludmila Razumovskaya, care aduce în prim plan dileme morale și întrebări despre valorile personale sub regia lui Lică Gherghilescu. Duminică 25 februarie, cel mai tânăr public cu vârste între 3 și 9 ani va avea ocazia să se bucure de pisica, doldora de bani și nepoții orfani, care promite râsete, cântece și o lecție valoroasă despre prietenie și generozitate. Cât de mult trăiau în țapoi noi, grăunțe ciugulea, bavanță plouă! Madame Web, unul dintre cele mai așteptate filme de supereroi din acest an, va fi proiectat în curând la Centrul Jean Constantin. Această producție cinematografică promite să ofere o experiență captivantă și plină de suspans, inspirată din universul Marvel. Filmul cu supereroi o are în rolul principal pe Dakota Johnson. Povestea îi va purta pe spectator într-o călătorie fascinantă în Peru alături de Madame Web, un paramedic cu putere extraordinare. Cu o distribuție de excepție și efecte vizuale spectaculoase, acest film se anunță a fi unul dintre cele mai apreciate titluri din acest an pentru iubitorii de aventură și fantezie. Amatorii de film sunt invitați să-i descopere superputerile Dakotei Johnson. Astăzi vremea în Dobrogea va fi în general închisă. La Constanța, nori pe cer și vânt care suflă până la moderat, iar la orele amiezii sunt posibile precipitații. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 7 și 8 grade. La noapte cerul va fi mai mult acoperit, iar temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 5 și 6 grade Celsius. La Cernavodă vremea va fi la fel de închisă, cu nori pe aproape tot parcursul zilei și vânt care va sufla până la moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 8 și 10 grade Celsius, iar la noapte acestea vor oscila între 3 și 5 grade. Același regim termic și la Mangalia în următoarele ore. Vreme închisă și vânt care suflă slab, temperaturile maxime au valori cuprinse între 7 și 8 grade, iar la noapte acestea se vor încadra între 5 și 6 grade Celsius. Abia de joire apare soarele în peisaj, iar temperaturile maxime vor depăși 13-14 grade. Meciul din Liga Națională de Basket Feminin dintre Șep și Sfântul Gheorghe și CSM Constanța, ce ar fi trebuit să se dispute pe 2 martie, a fost amânat, transmite CSM printr-un comunicat. Potrivit acestuia, CSM a acceptat amânarea, deși clubul covăsnean nu îndeplinea condițiile regulamentare pentru a putea solicita această amânare. Șep și Sfântul Gheorghe a depus solicitarea de amânare a partidei din 2 martie abia în data de 20 februarie, cu mai puțin de 15 zile înaintea meciului, așa cum prevede regulamentul. CSM Constanța este lider în Liga Națională de Basket Feminin cu 12 victorii din tot atâtea partide și a trecut de marea rivală Șep și Sfântul Gheorghe cu 94-84 în duelul care a avut loc la Constanța pe 15 februarie. După victoria din deplasare cu Șep și Sfântul Gheorghe, campioana FAR-ul Constanța se pregătește de un nou meci dificil în Superligă. Alb-albaștrii vor juca sâmbătă 24 februarie de la ora 17 împotriva celor de la Oțelul Galați în etapa 27-a. Partida va avea loc pe stadionul central din cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. Prețul biletelor pentru acest meci este următorul: 100 de lei la tribuna 1, 80 de lei la tribuna 2 și 40 de lei la peluze. Biletele se pot achiziționa online de pe site-ul www.bilete.ro, dar și din rețeaua de magazine bilete.ro. Accesul fanilor în stadion va fi permis de la ora 15:30. Copiii sub 7 ani care nu ocupă loc au intrarea gratuită, însoțiți de un părinte care și-a achiziționat un bilet de intrare la acest meci. Dacă părintele este însoțit de 2 copii, acesta trebuie să mai achiziționeze un bilet, precizează clubul constanțean. Duelul românesc din EHF European League la handbal masculin și-a derulat aseară primul episod în capitală între Dinamo București și CSM Constanța. După o partidă controlată autoritar de campioana României, Dinamo s-a impus la 10 goluri diferență. După 60 de minute de joc, scorul s-a oprit la 33-23 pentru Dinamo în grupa a 4-a European League la handbal masculin. Principalii marcatori au fost Achimenko, Kasparek și Kukic pentru Dinamo, Komogorov și Drăgan pentru CSM Constanța. Revanșa dintre cele două formații va avea loc marțea viitoare în sala sporturilor din Constanța. În clasamentul grupei a 4-a a European League la handbal masculin, pe primul loc se află Fuchse Berlin, pe locul 2 Sporting, pe 3 Dinamo, iar pe 4 CSM Constanța. Prima clasată se califică în sferturile European League, iar locurile 2 și 3 în optimi.